Alcoolul și volanul par să fie nedespărțiți, iar șoferii care conduc băuți au devenit o prezență aproape obișnuită în trafic. Este și cazul unui medieșan de 40 de ani care a fost oprit de poliția rutieră pe strada Vaslui din cartierul Vitrometan. Bărbatul a fost testat de oamenii legii, iar rezultatul alcoolemiei a indicat 1,19, astfel că acesta a ajuns pieton și s-a ales totodată cu dosar penal. Polițiștii biroului rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Vaslui de către un localnic în vârstă de 40 de ani. Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 1,19 mg per litru alcool pur în aerul expirat, medieșanul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză, la nivelul biroului rutier Mediaș, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.